Și a fost scrisă de Ilinca Ivanciu, Ana Maria Roșcan, Ana Maria Năstase, Mara Bordei, Mihai Panait. Ei sunt niște copilași tare drăgălași și cred că au mai scris ei niște povestioare așa foarte frumoase pe care le-a citit Pufi. Era odată ca niciodată un porumbel, la fel ca ceilalți, care locuia la Paris. Nu îi plăcea foarte mult viața, cu toate că în fiecare iarnă vedea păsările călătoare care zboară pe deasupra turnului Eiffel. Și-ar fi dorit să fie ca ele, visând mereu la țările tropicale. Și uite așa, se hotărăște să-și încerce puterile și să plece într-o călătorie. Într-o călătorie așa ca și suratele sale. Nu știa ce să-și ia cu el, dar într-un final s-a decis să-și ia slipul, colacul, labele și aripioarele de notat. Se simțea foarte mândru de decizia lui și simțea în adâncul sufletului său cum strămoșii lui îl felicită. Și uite așa a plecat porumbelul nostru, plin de bucurie în călătoria vieții sale. Pe drum a prins din urmă un stol de gâște sălbatice care l-a luat la rost, văzând că o astfel de pasăre micuță vrea să li se arăture. Au început să râde de el și să-l considere puțin deplasat. Găsca lider zise: "În numele fulgilor mei, ce cauți tu aici, porumbelul?" "Sunt un porumbel special și am plecat în călătoria vieții mele." Atunci gâștele l-au lăsat să viseze mai departe și și-au continuat călătoria, crezând că porumbelul e puțin așa tralala. Porumbelul, după multe bătăi de aripi, în sfârșit a ajuns în Hawaii. Văzând că a ajuns în țara visurilor sale, acesta aterizează pe una dintre cele mai frumoase plaje și se hotărăște să încerce prima lui baie în ocean. Își scoate toate cele trebuincioase și sare în apă. Dar până să ajungă în apă, adică în aer, realizează că de fapt e frică de apă. Brusc se hotărâ să încerce o nucă de cocos. Trăgând cu putere de nucă, aceasta a căzut peste el și, uite așa, cu un pleosc, porumbelul nostru a ajunse direct în apă. Speriat de valurile uriașe, a început să țipe după ajutor. "Ajutor, ajutor, ajutor, mănec, ajutor!" În apropierea locului se afla un delfin jucăuș care îl luă pe boticul lui și îl aruncă în sus și în jos până l-a scos la mal. De la atâta zgâlțâit, porumbelul nostru a dat afară toate semințele pe care le mâncase, dar era fericit că a scăpat cu viață. Porumbelul a decis să se întoarcă înapoi în Paris, unde a copilărit și a crescut alături de familia lui. Și făcu asta întocmai. Învățătura acestei povești este următoarea: nicăieri nu-i ca acasă la tine. Așa e, dragilor. Nicăieri nu e mai bine decât acasă la noi. Ei, și până data viitoare, Pufi vă pupă, vă iubește și vă așteaptă poveștile voastre pe adresa de mail poveștilelui.pufi@gmail.com. La revedere! La revedere!